Salut, prieteni, sunt Daniel. Astăzi vreau să vă prezint încă ceva. Știți că eu vă prezint tot felul de mici scule, de unelte ce cumpăr și vi le arăt și dumneavoastră. Poate vreți să vă cumpărați, să vedeți dacă se merită sau nu să investiți bani în așa ceva. Vorbim astăzi despre un trimmer cu acumulator. La pachet vin două acumulatoare, plus un încărcător prevăzut cu o mufă jack. Și să știți că își face treaba. Pentru câți bani dai pe el, își face treaba. Bine, cei care o să zic acum câți bani dai ta face, să știți că în mare parte aveți dreptate. Doar că nu l-am folosit foarte mult și nu-mi pot da cu părerea dacă se merită sau nu merită să cumpărăm astfel de scule. Eu știu, pentru a cosi grădini întregi, spații mari, întinse, nu. Nu pot să-mi dau cu părerea, pentru că eu am un spațiu mai mic, am o curte. Și pentru grădină și ce mai am eu terenuri, am o motocositoare destul de mare și mă folosesc de aceea. Deci, oameni buni, dacă aveți o curte, o grădină micuță, niște spații verzi, gazon, puteți face această mică investiție. Nu este mult, undeva la vreo 200 de lei, pentru că eu am optat pentru un număr de două discuri și al doilea disc se plătește separat. Dar am văzut că mai sunt oferte cu două, trei discuri, cinci, mă rog. Pachetul vine acest trimmer, un disc, două palete din acestea metalice și plus 5 paletuțe din acestea de plastic, care vă spun sunt foarte flexibile și cred că își fac datoria pe deplin când vorbim de gazon. Deci ești doamnă, domnișoară, domn, și vrei să-ți tunzi singur grădina și să nu vrei să te mai plimbi tu cu firul pe acolo, să te încurce printre flori, printre arbuști, poți cumpăra așa ceva. Am zis grădina, să nu zic grădinița. Dar să știți că nu este ceva profesional să spunem că punem foarte multă bază în el. După ce îl folosim, trebuie să lăsăm o oră să se odihnească. Pentru că nu are un motor mare, spune că are 18.000 de rotații pe minut. Destul de mult, dar mi se pare puțin exagerat, în sfârșit. Și poate să țină până la 2 ore, chiar și mai mult. Mă rog, așa scriu oamenii aici. Eu l-am folosit ceva timp, mai bine spus, fiica mea. Și să știți că și-a făcut treaba pe deplin. O să vă arăt și de asta cum funcționează imediat. Să știți că are acest cap rotativ care se poate mișca stânga-dreapta prin acționarea acestui buton și în funcție și de înălțimea noastră și unde cosim, să spunem așa, ne va ajuta, clar. Motorașul, da, să este micuț, dar își face datoria. Ia priviți. Deci are o turație destul de mare. Ce este bine, pentru că dacă copiii tind să pornească această jucărie, nu putem să îl pornim pentru că trebuie acționat și acest buton. Deci observă. Altfel nu merge și este un lucru foarte bun. Acest mâner se poate monta puțin mai jos, puțin mai sus în funcție de înălțimea noastră. Plus că prin acționarea acestui buton îl ducem mai sus, mai jos, cum dorim noi să-l fixăm în funcție de înălțimea corpului. Are această protecție, un cap rotativ cu un ax destul de mic, adică să și vede, nu este ceva profesional, este ceva de hobby, să spunem noi, dar își face treaba, credeți-mă. Și la 200 de lei nu prea poți să cumperi cine știe ce. Eu l-am cumpărat pentru că familia tot îmi spunea, bai, ia-ne și nouă așa ceva ca să facem noi, să nu mai te punem pe tine. Să știți că este bine, vorbesc mai ce să mă audă, pentru că m-au scutit de treabă. Nu că nu-mi place să muncesc, că m-ați observat în clipurile pe care am postat că muncesc foarte mult, dar sunt și lucruri pe care le pot face și alții mai ușor. Deci, oameni buni, să știți că este destul de ușor, se manevrează foarte ușor, nu este ceva complicat și oricând, prin deșurubarea acestei piulițe care are un sistem de blocare, putem schimba oricând în funcție de ce cosim, ori disc, paletă, ca în cazul meu care ați văzut, sau această paletă de plastic care își va face treaba pe deplin când vorbim de gazon. Lungimea acestei palete, cât și diametrul discului, este de 15 cm. El strâns are
Haideți să-l strângem de tot. Deci, de tot strâns. Undeva la 90 de centimetri și desfăcut la maxim 1,20 m și ceva, să zicem. Deci este destul de bine făcut pentru, cred că și pentru omul care este scund și pentru omul care este mai înalt. Deci cam așa arată acest trimmer cu acumulator. Observați. Mare atenție la copilași. Nu lăsați pe mâna lor, chiar dacă are acest buton care nu pornește din prima, doar cu acționarea și acestui buton, și încercați să îl folosiți doar gazon și o iarbă cu înălțime redusă. Adică nu vă gândiți că acum iarba, dacă e de un metru, îi pune în discul acesta și consigne pe acolo, pentru că vă dați seama, nu o să meargă. Dacă doriți să vedeți și cum taie iarba, haideți să facem o probă doar cu această paletuță. Deci observați, aici a fost cosit, dar pentru o mică probă se poate observa dacă să merită sau nu să cumpărați așa ceva. Eu vă spun că la mine a funcționat. Am pornit și priviți. Priviți cum rămâne urmă. Deci, eu zic că își face treaba. Oameni buni, acesta este trimmerul. Să știți că eu sunt mulțumit de el. Ceea ce nu v-am spus, unde este fabricat. Ei spun că l-au fabricat prin Germania, dar atâta timp cât acest apțipil, să-i spune, dacă se poate spune, această etichetă, se poate da jos ușor, vă dați seama că numai în Germania nu este făcut el. Vreți ceva de firmă și ceva ok, de la 500 și ceva de lei până pe la vreo 1000, este chiar 2000, căutați până la magazinele mari, au și cap rotativ cu fir și acolo datele probleme se schimbă. Eu nu am cumpărat și n-am investit acei bani pentru că am o motocositoare cumpărată profesională și pot face astfel de lucrări în orice condiție și iarba poate să fie cât ar fi de mare. Benzină, motor mai mare, vorbind altceva. Trimmer cu acumulator. Cam asta a fost tot, numai bine. Și spor la treabă.